poporul meu dor a bătut din nou. Dragă lume, astăzi despre flori. Florile sunt cele mai dulci lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut vreodată. După femei, florile sunt cel mai minunat dar dat lumii de către Dumnezeu. Eu sunt norocoasă pentru că m-am născut pe acest picior de plai, unde cresc cele mai dulci flori, în care oamenii pun și suflet. Florile fac întotdeauna oamenii mai buni, mai fericiți și mai de ajutor. Ele sunt raze de soare, hrană și medicament pentru suflet. Ele înfrumusețează viața, aduc bună dispoziție și ne pot ajuta să trecem peste perioadele negre din viață, când se poate instala depresia. Florile trăiesc în preajma noastră. E necesar doar să le vedem. Atunci când eram buță, traiunul mișcan era plin de lanuri cu plante aromate, roze, salvie și că multe, multe altele. Și dacă l-am văzut pe acesta și mi-a plăcut atât de mult, mă pornesc în întrejurim, poate mai găsesc ceva ca să vă arăt. Și fraza mea iubită, în jur e doar splendoare. Astăzi căutăm flori, deoarece ele influențează modul în care ne comportăm, reacții, dispoziții, emoții și tot ce e frumos. Căutăm lucruri frumoase. Ia uitați! Simtați-vă ce plat frumos de roze, plantafii. Chiar în împrejurimea orașului nostru natal, Bălți. Suntem la Pepinirea. După salvie și trandafir, vă invit în lanul de levănțică, floare miresmată, de culoare mov, cu efect calmant și relaxant. Fetele care adorm cu levănțica sub perne au vise plăcute. Ia privit ce lan întreg de maci roșii, macul de câmp, floricica roșie și firavă, care crește pe marginea drumurilor și mai ales pe lângă semănăturile de cereale și este considerat simbolul somnului adânc. Macii erau cunoscuți încă de acum 3.000 de ani, când s-au găsit maci în piramidele egiptene. Și cu ce această floare nu e floare? Ia priviți! E galbenă, e foarte mirositoare, în ea trăiesc albinuțele de unde ia nectarul. E o plantă care se cultivă mai mult pentru semințe, întrebuințată în alimentație, medicină, cosmetică. E floarea plaiului nostru. Se învârte mereu după soare, deoarece soarele o iubește mult. Acum vă invit într-o seră de flori. Aici florile au drumul lor frumos, proiectat și ajutat de oameni. Când vezi cum semințele pe care le plantezi cu mâna ta cresc și se transformă în niște plante superbe, ai un sentiment de satisfacție și mândrie. Cum să nu vorbești de bine, despre flori și despre albine, cum să lauzi altceva și nu țărișoara ta? Bucură-te, dragă lume, de țara ta frumoasă și de florile care ne îndulcesc viața. Cum se nu vorbești de bine și al bine, cum se lauzi altceva?